Ți-a plăcut Colindu? Da. Ai avut emoții când ai apărut cântând aici și când i-ai văzut? Am avut emoții de când am ascultat povestea și m-am emoționat foarte tare și mi se face piele de găină, sincer, când aud astfel de povești și astfel de oameni care trec prin atâtea încercări și uite că Dumnezeu e bun și ajută pe oamenii ăștia care au puterea asta de a merge mai departe și toate astea pentru copilul tău. Și m-au emoționat foarte tare, mai ales că s-au bucurat atât de mult atunci când m-au ascultat. E tare greu să treci prin ce au trecut ei, dar uite că sunt, știi, să zice că sunt miracolele astea de Crăciun și la ei au venit un pic mai repede, numai bine să prindă sărbătorile frumoase în casă nouă, cu copilul sănătos și toate bune. Pot spune mulțumesc, e prea puțin. Să rămână din toată inima. Da. Dacă pot să fac pe cineva fericit cântând, este exact ce mi-am dorit toată viața. Suflet. Ce te gândeai când le cântai? M-am gândit doar ce aș fi făcut eu în locul lor. Dacă aș fi avut tăria să trec prin toate astea, prin toate încercările prin care au trecut ei, mă gândeam, Doamne, mie mi-este atât de frică de aceste lucruri, dar pentru copilul tău treci prin toate și treci peste toate ca să poți să-l faci bine. Ce sentimente te-au încercat când îi ascultai și când ai auzit povestea? Într-adevăr, m-am sensibilizat mai mult la copii și la poveștile acestea de când sunt mămică și e suficient să văd un chip de copil care, nu știu, să mă emoționez. Da, păi să ascult de un copil care a trecut prin atâtea încercări. E greu și mi-e greu să mă gândesc la cum aș fi reacționat eu, dar m-am pus în locul lor. M-am pus așa în locul lor și mi-am dat seama că sunt demn de tot respectul nostru. E extraordinară fata asta. O iubesc din tot sufletul și mi-a bucurat copilul. Asta e foarte important pentru mine. Fericirea lui e tot. Doamne ajută și să sperăm că nu doar în preajma sărbătorilor ne îngrijim de aceste de aceste miracole. Înseamnă Crăciunul pentru tine? Pentru mine Crăciunul înseamnă să fiu alături de cei dragi, să cânt colinde, să mănânc mâncare tradițională, să mă gândesc la copilărie când încă obiceiurile se mai păstrau, acelea de a colinda, de a merge din casă în casă. O, ce veste! Să le urez părinților care au fost alături de Victoraș sănătate, fericire, acum în casă nouă să petreacă cel mai frumos Crăciun. Și de acum încolo toate sărbătorile să le fie mereu cu zâmbetul pe buze.